Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România a împlinit 100 de ani. Un prilej de sărbătoare, dar și de o dezbatere serioasă privind perspectivele fondului cinegetic românesc, o mândrie națională și un veritabil brand de țară. Astăzi a fost o zi festivă, pe lângă faptul că am avut congresul anual al AGVPS din România, unde o dată pe an delegații din toată țara ai asociațiilor afiliate AGVPS ne reunim pentru dezbaterea problemelor noastre curente. A fost și o zi festivă, pentru că în acest an AGVPS împlinește 100 de ani de la înființare prin decretul regal din anul 1923. După terminarea lucrărilor congresului, acum ne aflăm în locația Muzeul Județean Golești, o locație de excepție pentru organizarea unui astfel de eveniment. Acest eveniment este prima ediție a Festivalului Vânătorilor și Pescarilor Argeșeni. Alte asociații județene au această tradiție de mai mulți ani, din păcate, dar acum din fericire, AGVPS Argeș este la prima ediție, care cu siguranță va fi urmată de alte ediții. Foarte multă lume, mă bucur pentru asta, atât delegații din țara AGVPS, un număr extrem de mare, peste 80% prezența la congres, dar și vânători, pescari ai AGVPS Argeș, care au fost invitați și bineveniți să participe la această festivitate. Este o manifestare pe care noi ne dorim să fie de tradiție din acest moment. O manifestare nouă pe care membrii noștri, vânători și pescari, și-au dorit-o și, din fericire, în acest moment, cu ajutorul Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, a domnului președinte executiv Mugurel Drăgănescu, a domnului președinte profesor Ovidiu Ionescu, am reușit să o punem în practică într-un moment deosebit de important pentru Asociația Generală, și anume 100 de ani de la înființare și de la, practic, nașterea și actul constitutiv al acestei asociații. Faptul că astăzi, în anul 2023, fauna cinegetică a României este deosebit de bine reprezentată, aș putea spune că în Europa, practic, suntem cel mai bine reprezentat din toate punctele de vedere faunistice. Se datorează, eu consider, în primul rând vânătorilor și acestui management durabil pe care vânătorii îl practică din cele mai vechi timpuri. Cei care se uită în revistele vânătorilor din anii trecuți, de la înființarea asociației noastre, văd că permanent a existat o preocupare pentru conservarea speciilor, pentru interzicerea vânătorii atunci când s-a observat că există un declin la anumite specii și de asemenea de intervenție în momentul în care speciile sălbatice intervin în viața omului și creează anumite pagube și prejudicii. Până la urmă este vorba de asigurarea unui echilibru care să facă o bună conviețuire între om și fauna sălbatică a locului în care trăiește. Reuniunea vânătorilor și a pescarilor sportivi a găzduit discuții aprinse pe marginea chestiunilor care afectează în prezent activitatea membrilor asociației. S-a vorbit despre legea vânătorii, dar și despre relația dintre vânători și agricultori. Asociația Generală a Vânătorilor, care este cea mai mare organizație vânătorească din România și cred că este și cel mai mare ONG din țară, peste 50.000 de membri, și a sărbătorit 100 de ani de la înființare, unde am fost noi acum martori la acest eveniment foarte frumos. Știți că până nu de mult, până când nu a venit pesta porcină africană asupra noastră, când aproape că a nimicit populația de mistreți, a rămas cam 10% din populația existentă acum 3 sau 4 ani. Vânătorii nu prea erau bine văzuți de agricultori și de agricultori, pentru că pagubele erau foarte însemnate și nu exista o lege care să compenseze pe cei care trăiau din agricultură și cei care se ocupau de agricultură. Acum acest pericol încă deja nu mai există cu mistreții. Acum singurul pericol, singura specie de vânat care face pagube însemnate este ursul, din păcate. Vânătarea are menirea
să restabilească echilibrul, echilibrul care nu mai există. Arma de vânătoare în mâna unui vânător este ca și farfecele în mâna unui grădinar. Deci noi facem și ciupim de acolo unde nu trebuie să fie. Legea vânătorii la ora actuală sperăm că va rămâne așa cum este. Este o lege destul de stabilă. Bineînțeles, nu există lucruri care nu pot fi îmbunătățite. Sunt perfectibile, pot fi modernizate, dar la ora actuală legea vânătorii este o lege bună pentru managementul cinegetic al speciilor sălbatice din România. Este o lege care prevede vânătoarea speciilor migratoare permise, speciilor de păsări, bineînțeles, migratoare permise la vânătoare ca și cotă pe zi pe vânător, un număr maxim de astfel de exemplare. S-a demonstrat că această modificare din anul 2022 a fost una benefică, nu vânătorii, că poate cei care nu înțeleg lucrul acesta vor să mă acuze, ci din contră este o modificare benefică mediului înconjurător, ajungând să demonstrăm că acele cote de recoltă care înainte erau aprobate și nu erau niciodată realizate, prin această modificare a legii, nici măcar cât erau aprobate sau cât se realizau în trecut nu a fost împușcat, pentru că vânătoarea nu este așa, am ieșit la vânătoare, am tras un glonț și am prins un animal sau o pasăre. Nici pe departe. Vânătoarea trebuie să îndeplinească sau să-i spun succesul la vânătoare, trebuie să îndeplinească mult mai multe alte condiții. Pornind, uitați, condițiile meteo până la, nu știu, dibacitatea vânătorului. Vânătorii sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au în a păstra un echilibru al fondului cinegetic național. În strânsă colaborare cu autoritățile de reglementare, dar și cu fermierii și cu organizațiile de mediu, se caută soluții la problemele nou apărute în ultimii ani. Ciorile, din păcate, în ultima perioadă au devenit o problemă pentru agricultură, suntem conștienți de lucrul acesta. Din păcate, în anul 2020 și chiar pe finalul anului 2021, Curtea de Apel Brașov a suspendat ordinele care aprobau cotele de recoltă la vremea respectivă, făcând imposibilă vânarea acestor specii, care ulterior probabil s-au înmulțit foarte mult și produc pagube. Ursul, o problemă un pic mai delicată, dar sperăm în rezolvarea, în etape acestei probleme, pentru că, după cum știți, în 2016 vânătoarea a fost oprită, vânarea ursului. Ursul este o specie care se află în vârful lanțului trofic, ceea ce privește speciile sălbatice din România. Nu are dușmani decât omul. Blocând vânătoarea, această specie indiscutabil s-a mulțit exagerat și la ora actuală avem cel puțin dublu efectivului optim care există ca și suportabilitate pe teritoriul României. În momentul de față sunt două tendințe la nivel mondial. Două tendințe care practic se confruntă la nivel mondial. Este acea tendință și acea, să-i spunem, soluție de utilizare durabilă a unei resurse regenerabile și asta înseamnă inclusiv vânătoare. Și cealaltă tendință care este așa numită tendință conservaționistă, de neintervenție, de lăsarea naturii să evolueze după bunul plac. Tendința utilizării durabile a fost cea care a fost promovată inclusiv de Convenția pentru Conservarea Biodiversității de la Rio, tocmai pentru că aduce acele cointeresări ale populației umane pentru conservare. De partea cealaltă, lipsa de intervenție și protecționismul câteodată exagerat duce la efecte dezastroase pentru faună. Și avem astfel de situații în care intențiile bune, din lipsa cunoștințelor legate de relațiile dintr-un ecosistem, au dus la situații dezastroase. Și avem un exemplu foarte clar, poate de la noi, sunt și din alte părți, în Delta Dunării. În Delta Dunării, deși este rezervația biosferei, unde trebuiau păstrate tradițiile locale, localnicilor nu li se mai permis să vâneze. Pentru că nu li s-a mai permis să vâneze, a avut o explozie a populațiilor de șacal și de mistreți
pagube extraordinare înregistrate în agricultură. A fost locul prin care a venit pesta porcină africană, tocmai datorită acestei densități foarte mari și pentru că delta Dunării a fost un refugiu, nu se vânea acolo, pentru populațiile de mistreți din Ucraina, purtătoare de pestă, și de aici s-a răspândit în întreaga țară. La fel a fost și faptul că nu se vânea în zonele de graniță. Deci, deși s-a semnalat cu 2 ani înainte de pesta porcină, acele focare de pestă care puneau în pericol populațiile și creșterea porcilor la noi, nu au fost luate măsurile pe care specialiștii le-au promovat pentru reducerea riscului de apariție a pestei porcine africane la noi și rezultatele s-au văzut. Deci în momentul de față avem o populație foarte mare de șacal în delta Dunării și populația de mistreți s-a redus cu 90%. De multe ori se spune drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Păi intențiile bune lipsite de cunoștințe manageriale de obicei se transformă în dezastre. Și asta este situația acum, de exemplu, cu păsările cuibăritoare pe sol în delta Dunării, pentru că ouăle puii sunt mâncate de șacali. Pare prima dată ireal. Nu se mai vânează, dar avem o reducere a populațiilor. Să știți că nu este o situație singulară. La nivelul mondial avem astfel de situații în care populațiile care au fost scoase de sub grija vânătorilor, de sub protecția vânătorilor, nu au avut deloc rezultatele pe măsura așteptărilor, ba dimpotrivă. Este extrem de important să existe o colaborare foarte bună între agricultori, între cei care muncesc pământul și între vânători, fiindcă, din punctul meu de vedere, este un lanț trofic care se închide în zona vânatului, a tot ceea ce reprezintă mamifere și păsări, fiindcă cu toții până la urmă ne hrănim din darurile pământului și în momentul în care unele dintre speciile sălbatice sau chiar și domestice devin mult prea numeroase, pot să afecteze agricultura și de asemenea și agricultura făcută fără principii de protecție și de intervenție corectă în ceea ce privește habitatul animalelor, liniștea lor, condițiile de hrană și de adăpost, cu siguranță influențează și factorul dezvoltării bune al faunei cinegetice dintr-o anumită regiune sau chiar și dintr-o anumită țară. Până la urmă, scopul comun și al nostru și al agricultorilor este să avem un management durabil, atât agricol cât și cinegetic. Întâlnirea vânătorilor și pescarilor sportivi a reușit să evidențieze nu doar problemele actuale, ci și soluțiile ce se impun. Reuniunea aniversară a reprezentat și un prilej de a închina un pahar și de a sărbători momentul cu cele mai alese preparate vânătorești la Festivalul Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Argeșeni. Iar dacă până acum credeam că vânătoarea este un domeniu rezervat bărbaților, întâlnirea ne-a oferit ocazia de a vedea și că doamnele mânuiesc la fel de bine arma de vânătoare. Pentru mine vânătoarea este locul unde se întâlnește pasiunea cu dragostea, cu dragostea pentru natură, cu dragostea pentru fauna cinegetică. Este locul unde și datorită căruia în România avem un mediu natural mai bine conservat, fiindcă vânătorii sunt cei care reușesc să aibă grijă de natură, să aibă grijă de faună, sunt cei care reușesc să mențină echilibru și în interiorul aceleia specii și între speciile de vânat din România, dar și între om și faună. Cred că este foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem că în viață este nevoie de echilibru și că în mod ancestral românul a vânat, că în mod ancestral românul și-a asigurat bunăstarea prin vânătoare, înțelegând că vânătoarea poate pune în valoare resurse regenerabile, că și în România avem nevoie de o strategie pentru domeniul vânătorii.